După eliminarea timbrului de mediu, mii de români își cumpără și înmatriculează mașini vechi din Uniunea Europeană, iar autoritățile de mediu spun că orașele vor fi mai sufocate și mai poluate. Astfel, pentru o mașină cu normă de poluare Euro 2 sau Euro 3, titularul va plăti mai mult față de o mașină Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, iar mașinile electrice nu vor fi taxate. Primăriile urmează să delimiteze zonele unde se va aplica vinieta. Părerile au fost împărțite cu privire la introducerea unei viniete speciale în locul timbrului de mediu. Dacă introduc asemenea taxă, automat se elimină jafurile de mașini care sunt aduse din afară și sunt chiar poluează atmosfera. Sunt chiar inutile. Sunt mașini care sunt multe înregistrate cu numele de Bulgaria și numele de Franța, care pompariu că mulți dintre posesorilor nu au asigurări pentru România. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă un incident cu un posesor de mașină cu numele dintre ăștia ce am enumerat înainte, e greu să poți să-ți recuperezi banii pentru reparația mașinii. Deci, ca atare, consider că este foarte bună asemenea introducere de taxe suplimentare, deci în virtutea în care să elimine mașinile vechi de pe piață și să încurajeze atât producția internă de mașini noi. Nu sunt prea multe taxe și pensiile și salariile sunt cum sunt. Ce facem? Păi atunci, dacă ne luăm o mașină de afară, o luăm că e mai ieftină, dacă ne-am permite să luăm la noi, din țară, de ale noi, atunci ce am face? Ce ne-am vinde? Ne-am vinde pe noi, nu? Am ajuns să ne vindem rinichii ca să înregistrăm, să cumpărăm o mașină bună. Și oricum mașinile, chiar dacă sunt secondhand de afară, sunt mult mai bune decât ale noastre. La drumuri nu se gândește nimeni, ia tasă de drum, de nenebunește. Autoritățile de mediu cred că poluarea din orașe va crește și mai mult după ce a fost eliminată taxa de mediu de la 1 februarie. Mii de români s-au grăbit să aducă deja vehicule din străinătate. La Drobeta, de pildă, coada de la serviciul de înmatriculări este atât de mare încât cel care se programează azi va fi chemat peste o lună. Vinieta nu se poate aplica pentru zonele mai puțin aglomerate din marile orașe sau pentru drumurile naționale și autostrăzi.